pericolul și nu trebuie să tratăm pericolul ca pe ceva care este mai periculos decât este în realitate. Sigur că trebuie să fim responsabili, sigur că măsurile care sunt luate, toate sunt destinate pentru a reduce cât mai mult posibilitatea de infectare. Pe de altă parte, nu trebuie crezute informații. Am avut o avalanșă de informații false, de minciuni gogonate care au fost distribuite pe rețele de socializare, unor din păcate și pe media, de declarații irresponsabile, din păcate inclusiv din partea unor lideri politici, care arată că practic totul privesc numai prin intermediul unui câștig politic meschin pe care poți să-l obțină dintr-o poziționare politică care nu are nimic de a face cu situația reală. Închei prin a spune câteva lucruri. Structurile ierarhice trebuie să funcționeze. Cei care sunt în puncte de conducere dau dispoziții, dau ordine, ele trebuie respectate imediat. La nivel județean, prefectul este cel care conduce Comitetul Județean pentru Situații de Urgență și este cel care colaborează cu grupul operativ de lucru, care este în coordonare cu reprezentantul Departamentului pentru Situații de Urgență și cu toate celelalte structuri implicate în aceste activități. Vreau de asemenea și o să-l rog pe reprezentantul STS să ne susțină pentru a asigura o mai bună interoperabilitate a datelor. Bazele de date de la Poliția de Frontieră trebuie să poată fi accesate ușor. Bazele de date ale Ministerului Sănătății, la fel, bazele de date ale Poliției. Toate trebuie să se află într-o interoperabilitate și toate trebuie să ne furnizeze informațiile care sunt necesare pentru a lua cele mai bune decizii în situație. Spuneți, vă rog, doamnă director. Am înțeles, domnule ministru, să luăm toate măsurile și conform cerințelor operative. Deci, știm foarte clar, avem baze de date de la Poliția de Frontieră, care sunt încărcate în urma completării formularelor. Noi știm, practic, cine intră în țară, cine e trimis în carantină, cine e trimis în izolare la domiciliu. Avem bazele de date de la Ministerul Sănătății, avem baze de date de la Departamentul de Situații de Urgență și alte baze de date. Aici trebuie o gândire comună care să asigure o interconectare și o interoperabilitate a acestor baze de date, să permită, fiind implicate mai multe ministere și mai multe structuri, accesarea acestor baze de date rapid, fără niciun fel de problemă. Vă dau un exemplu. Inclusiv o primărie, de exemplu, trebuie să primească de la prefectură sau accesând baza de date națională, să știe clar care sunt toate persoanele izolate la domiciliu, ca să știe asupra cui să intervină. Mai mult decât atât, va trebui să dăm niște mesaje, niște instrucțiuni, de exemplu către cei care se află în izolare la domiciliu sau cei care se află în carantină sau către alte categorii de persoane care în urma unor anchete epidemiologice intră în cercul de posibil de oameni care sunt expuși riscului de a fi infectați. În toate acestea, noi trebuie să avem o reacție foarte rapidă, să existe o interconectare astfel încât decidenții să aibă toate informațiile necesare pentru a interveni. Am vorbit cu domnul ministru al Energiei, am vorbit și cu domnul ministru al Transporturilor și Comunicațiilor. Este foarte important ca pentru toți furnizorii de utilități, indiferent dacă ei sunt publici sau privați, să există posibilitatea să fie informați în cazul în care sunt chemați la o intervenție la o persoană sau o familie care se află în izolare la domiciliu. Pentru că dacă vrem să prevenim riscul pentru că o persoană care este izolată la domiciliu, posibil și alți membri ai familiei, e posibil să fie infectați. Și atunci ei trebuie să aibă această informație pentru ca să poată echipa care o trimită, să o trimită cu echipamentele de protecție pentru apărare de infectare cu virus. Știu că ați luat decizii, spuneți, domnul ministru. Domnul prim-ministru, ieri am avut un comitet de urgență la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, exact pe tema asta, și cu producătorii de energie, și cu distribuitorii și furnizorii, și cu transportatorii naționali, ca
să vedem exact cum stăm. A fost prima problemă pe care distribuitorii și furnizorii de energie electrică și gaze naturale au pus-o. Înainte vorbisem cu domnul ministru Vela și mi-a spus că toate aceste liste și probabil va trebui organizată o procedură, se găsesc la prefecți, la comitetele de urgență județene și înainte am înțeles cu ei, înainte de a avea o intervenție. Deci trebuie un sistem de consultare. Gândiți-vă că e vorba de mii de intervenții în toată țara, care sunt făcute de diferite companii. Sigur că ar trebui să impunem și cetățenilor aflați în izolare atunci când solicită să comunice în momentul în care solicită, dar ca să fim siguri, trebuie să le punem la dispoziție date companiilor ca să știe atunci când se duc într-o intervenție. Toți distribuitorii și la nivel județean au câte un membru în comitetele județene de urgență. Ei se găsesc acolo în comitete, deci există o interoperabilitate. Eu am vrut să mă întâlnesc, să intre problemele, tocmai pentru a fluidiza acest circuit informațional. Mulțumesc. Mai e o chestiune legată, noi nu trebuie să distrugem transportul de marfă. Și așa, transportul de persoane, companiile care asigură transport de persoane internațional, în special, au fost afectate foarte grav. Pe de altă parte, nu putem să distrugem transportul de marfă. Gândiți-vă că avem schimburi comerciale, Germania, cred că sunt 40 de miliarde de euro, Italia e al doilea partener comercial al nostru, trebuie găsite soluții. Deci am vorbit și cu Ministrul Transporturilor și cu Ministrul Sănătății să găsim o soluție astfel încât să nu împiedicăm derularea transportului de marfă. Tocmai din acest motiv am dat excepția privitoare la transportul de marfă, care este de peste 3,5 tone, adică tirurile, ca să fim limpezi. Am dat această excepție tocmai pentru ca să nu distrugem complet comerțul, pentru că dacă noi distrugem schimburile comerciale, vom crea pagube suplimentare mediului economic. Și aici trebuie să avem foarte mare grijă în orice măsură și în orice decizie pe care o luăm, să avem grijă și de impactul economic. Pentru că viața merge înainte, economia trebuie să funcționeze. Sigur că în condiții de creștere a siguranței pentru fiecare angajat, în condițiile de asigurare a evitării riscurilor pentru sănătatea publică, dar pe de altă parte, economia trebuie să funcționeze. Cam atât am avut așa de... Vreți să spuneți ceva de mult? Aici, în ceea ce privește întărirea DSP-urilor, cu orice hotărâre de guvern veniți, cu orice ordin, puteți da ordin comun, putem emite hotărâre de guvern, trebuie să folosim toate resursele umane disponibile pentru a putea lupta în mod eficient, pentru că putem ajunge la un moment dat la o limită a capacității efective pe care o au instituțiile în condițiile în care organizarea pe care o au și mai ales, hai să încistiți, o bună perioadă direcțiile de sănătate publică au fost lăsate de izbeliște și nu au fost confruntate cu astfel de situații. Din acest motiv, orice fel de resursă pe care o avem, umană în primul rând, va trebui mobilizată și utilizată într-un mod eficient în dispozitivul de luptă. Domnul ministru Bode, vă rog. Mulțumesc, domnule prim-ministru. Da, în ceea ce privește transporturile internaționale, fie că vorbim de persoane, fie că vorbim de mărfuri, știm cu toții că valoarea exportului de servicii în 2019, pe care transportatorii rutieri au avut-o, a fost de aproximativ 6,12 miliarde de euro. Din care 5,9 miliarde de euro au reprezentat-o transportul rutier de marfă. În condițiile în care am adoptat hotărârea numărul 7, în care am spus foarte clar, sunt exceptate transporturile de marfă de minim 3,5 tone de la restricțiile impuse privind interzicerea accesului pe teritoriul României și în urma discuțiilor pe care le-am avut ieri la guvern, în prezența reprezentanților structurilor asociative, principalelor structuri asociative patronate din domeniu, astăzi am solicitat o clarificare atât Ministerului Sănătății prin DSP, cât și Ministerul
afacerilor interne prin Poliția de Frontieră, cât și ANSVSA. Și mă bucur că astăzi înțeleg la întâlnirea grupului de suport de la ora 17, grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, s-a ajuns la la un consens și astăzi putem să dăm o veste bună tuturor transportatorilor de marfă la nivel internațional. Vă mulțumim pentru intervenții, pentru clarificări. Mulțumim și presei pentru participare. O să continuăm ședința pe analiza fiecărui punct și la final o să facem declarații de presă. Mulțumim!